cel puțin 3 oameni au murit și alți 12 au fost răniți în urma unui dublu atac cu rachete asupra orașului Selidovo, situat la 20 de kilometri de linia frontului din estul țării. Forțele armate ale Ucrainei au anunțat între timp despre distrugerea unei noi nave militare rusești în Marea Neagră, de pe care erau lansate rachete asupra diferitor regiuni ale țării. În urma primului atac aerian asupra orașului Selidovo a fost lovit un bloc de locuințe cu 5 etaje. O scară întreagă a blocului s-a prăbușit, fiind rănite 5 persoane, între care 3 copii. Puțin mai târziu a urmat o nouă lovitură care a vizat o instituție medicală aflată în apropiere. Momentul exploziei a fost surprins de unul dintre salvatorii, care filma cu telefonul urmările primului atac. În atacul lansat de ruși asupra spitalului au murit cel puțin 3 oameni, o femeie însărcinată de 38 de ani și o mamă de 36 de ani cu fiul ei de 9 ani. 6 pacienți au fost răniți. Salvatorii au evacuat pacienții din spital, continuând să caute alți oameni sub dărâmăturile sediului instituției parțial distruse. Între timp, forțele armate ale Ucrainei au raportat azi dimineață că au distrus o nouă navă militară rusă din flota Mării Negre, care lansa periodic rachete, în special asupra regiunilor sudice ale țării. Serviciul ucrainean de informații a comunicat că nava Cezarul Kunikov a fost atacată cu drone navale de producție locală Magura, după care s-a scufundat. Același serviciu de informații a publicat și imagini ale atacurilor filmate cu camerele video instalate pe dronele care au atacat nava. Armata ucraineană estimează că numărul membrilor echipajului era de aproape 90 de militari. Ministerul rus al apărării nu a comentat informațiile despre atac. În urmă cu 2 săptămâni, Kievul anunțase că nava militară a flotei ruse din Marea Neagră Ivanoveț a fost distrusă tot cu ajutorul dronelor navale Magura de fabricație ucraineană. Aseară, președinte Ucrainei Vladimir Zelenski a declarat că ieri comandantul șef al forțelor armate Alexandru Sârski și ministrul apărării Rustem Umerov au vizitat toate punctele fierbinți ale frontului pentru a lua măsurile necesare de soluționarea celor mai importante probleme. Perșe, front, izocrama Avdiivka, Kupiansk, Liman, maximum uvahe, maximum pitrimke. Головком Сирський, міністр оборони Умеров, зараз на місцях, саме там, на фронті, весь день. Об'їхали сьогодні всі гарячі точки фронту, доповіли щодо ситуації, вирішують наявні проблеми. Комплектація підрозділів, зміцнення управління. Буде посилення дронами, РЕБ, командні позиції будуть теж зміцнені. Războiul ruso-ucrainean intră într-o nouă etapă în care Ucraina trebuie să se bazeze întâi de toate pe ea însă și în ceea ce privește producția de armament și nu doar pe partenerii săi. E una dintre prioritățile enunțate de noul comandant al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandru Sârski. Anunțul său a fost făcut pe fondul unor prognoze pesimiste legate de livrarea unui nou ajutor militar din partea Statelor Unite. Senatul american a adoptat marți proiectul de lege privind sprijinul prevăzut pentru Ucraina, dar se așteaptă un vot complicat în Camera Reprezentanților condusă de republicani, care în mare parte se opun inițiativei legislative.